Bună dimineața, aici în Happy Music, alături de noi este Simona Sohani. Bună dimineața, Simona! Bună dimineața și dumneavoastră! Mulțumesc mult pentru invitație! Cu drag! Simona, tu ești educatoare, mamă și autoarea unei cărți pentru copii și părinți pe tema bullying-ului. Brățara prieteniei, educație fără bullying. Da, da, a spus foarte bine. Este și prima mea carte, sunt debutantă și am scris această carte printr-o inspirație pe care am avut-o chiar la începutul pandemiei. Atunci când nu mai suntem ocupați cu nimic, când trebuie să stăm acasă și atunci mi-am dat seama că pot să dau frâu eului meu interior. Cartea era de mult în mintea mea, dar numai atunci am avut timp. Ah, că mă gândeam că... Pe foaie. Că ce interesant că a venit acest subiect într-o vreme în care totuși ai fost izolată sau am fost izolați, ai stat departe de copii. Da, deși am stat izolată de copii în acea perioadă, m-am întâlnit adesea cu fenomenul bullying și chiar am încercat să intervin și mi-am dat silința și am citit foarte multe cărți. M-am interesat, am vorbit și cu psihologi, ca să știu cum să intervin în anumite situații. Și bineînțeles că fiecare situație este diferită, intervenția trebuie personalizată, însă numai în momentul în care eu efectiv a trebuit să mă izolez de restul lumii și să stau singură cu mine și să nu, să-mi las toate proiectele pe care le aveam când ieșeam din casă, atunci am avut un aha moment, așa îi spun eu. Și efectiv m-am pus la calculator și am scris-o dintr-un suflet. Și cât a durat? În câteva ore. În câteva ore ai scris? În câteva ore am scris-o. De retușat a mai durat vreo 2 săptămâni. Așa. Și apoi, ca să apară pe piață și să o public, efectiv, a durat 9 luni. Am înțeles. Da, în martie am scris-o. Mi-aduc aminte că era chiar după ziua mea, 17 martie, așa. Și în noiembrie am lansat-o. Și câte pagini ai, că sunt curios să aflu? Adică intri în Guinness Book sau nu? În cartea recordurilor? Nu. Nu? Nu. Are 40 de pagini, însă am eliminat foarte multe pagini. De ce? Am tăiat mult din text. Eu inițial voiam cartea să fie pentru preșcolari, pentru că eu, fiind educatoare, am vrut să mă adresez lor. Și mi-am dat seama că în timp ce scriam, nu puteam să renunț chiar la toate detaliile, la toate situațiile de bullying pe care le descriam. Și atunci am decis să tai totuși o parte ca să rămână vârsta minimă de 5 ani și, să zicem, până la 10 ani aș putea să o recomand. Până la 10 ani? Iar în carte, pe lângă poveste, o poveste specială pentru a înțelege bullying-ul și ce să faci ca să combați acest fenomen, în carte am adăugat, am simțit nevoia să mă adresez și părinților. Ce să fac atunci când observă ceva la copilul lor, când vede ceva schimbat, concret cum să combate și ei bullying-ul. Și am simțit nevoia să mă adresez și lor și am adăugat câteva pagini și pentru ei. Însă am ajuns la 40 de... ajunsesem pe vremea aceea la vreo 60 de pagini și tot am zis nu pot, trebuie să ajung la maxim 40. Să fie concentrat. Exact. Și dacă vor să învețe mai mult, să știe mai mult, am pus chiar și un link de descărcare pentru legea care s-a dat pentru combaterea și intervenția în bullying. Am pus și resurse exact, ce site-uri, unde se pot adresa ONG-uri, pentru că sunt foarte multe ONG-uri care ajută și sprijină victimele și părinții. Și am simțit nevoia că trebuie să menționez și aceste ONG-uri și tot s-au adăugat, plus recomandările mele, iar marea surpriză, ceea ce mie îmi place cel mai mult și nu am putut să las, pentru că e o parte din mine, sunt jocurile. Și atunci, în mijlocul cărții, am realizat un board game, un joc de societate pentru familie, în ideea să se joace toată familia și să învețe, dar să se și distreze în timp ce se joacă. Ce este bullying-ul, cum să-și crească stima de sine,
ce sunt emoțiile, ce facem când suntem furioși, ce facem când suntem triști. Am inserat sarcini în acest board game și despre limbajele iubirii. Însă eu nu le-am zis, nu le-am dat și terminologia. Da. Am pus sarcini, de exemplu, când te simți tu iubit. Și fiecare participant să zică un eveniment, o acțiune sau cum se simte când se simte iubit. Și acolo descoperă chiar că fiecare unul se simte iubit când îi se spune, altul când este ajutat. Ăsta a fost scopul meu până la urmă, să unesc familia, să o fac mai puternică și să aibă încredere unul în altul. Pentru că ăsta e de fapt secretul în combaterea bullying-ului. Simona, vreau să te întreb, pentru că ai menționat legea bullying-ului și apoi au fost date și normele de aplicare. Având în vedere că Iți-Biții și Asociația Părinților Isteți au luptat pentru ca acest proiect să devină, iată, lege. Cum te ajută pe tine normele de aplicare acum în clasă? Sau cum pur și simplu cum te ajută, că nu-mi vine alt cuvânt, acum înainte? Sprijină, da. Sprijină, asta era cuvântul. Apropo de ce a spus, vreau să zic că și sunteți menționați. Mulțumim. Chiar Iți-Biții FM și Asociația Părinților Isteți, sunteți menționați în carte, pe lângă celelalte trei ONG-uri. Apoi, eu nu am știut inițial. Atunci când mă întâlneam cu astfel de fenomene, eu nu știam. Apoi, în al doilea rând, voiam să zic că la grădiniță, la grupa mică și mijlocie, nu am văzut fenomenul de bullying. Am văzut sampling copiii, uneori își vorbesc urât, uneori chiar se mușcă, dar nu o fac. Bullying-ul se diferențiază de celelalte forme de agresiune. În primul rând, pentru că este intenționat, acest criteriu era prezent la grupa mică și mijlocie. Apoi este sistematic, adică același copil rănește în mod constant aceeași victimă, alt copil. Asta nu am mai văzut-o. La grupa mică și mijlocie, ei se certau toți între ei, se împăcau toți între ei, deci nu, era jucăria mea, locul meu. Mi-ai adus aminte, scuză-mă că te întrerup, știi, cărticele alea, micuțul Nicolas. Îmi scapă autorul și când povestește despre Nicolas Piciu ăsta care se întâlnește cu alți băieți și spune: ne-am pognit, ne-am certat, ne-am tras de păr, ce fain ne-am distrat. E atât de, atât de fain, zugrăvește așa cumva imaginea asta a copilăriei când eram mici și ne mai aveam conflicte din astea și într-adevăr erau fain, mai ales între băieți, eu ne-am tras un pumn în nas, ne-am distrat, super, a fost o zi excelentă. Dar acolo asta la grupele mici. De inocență, da, e chiar inocența aceea pură, pentru că ei nu știu să-și exteriorizeze emoțiile și nu știu să spună, sunt supărați și nu știu să-și gestioneze emoțiile, de fapt. Ei se simt furioși și atunci apelează la primul lucru, instinctul lor. Sau ceea ce văd, în fine, asta e altă poveste. Însă, la grupa mare, am început să observ fenomenul acesta de bullying. Adică aceiași copii râdeau de aceeași fetiță sau același băiețel, îl împingeau. Sau mai este al treilea criteriu, este vulnerabilitatea victimei. Este vorba de un dezechilibru de putere. Adică victima de obicei are ceva aparte. Poate să fie fizic, eu de exemplu sunt o pistruiată, vara mi se accentuează pistruii, poate să fie ceva la dinți, care ochelar, că e mai înalt. Da. Poate fie să fie social, părinții, că un părinte lucrează în altă parte și atunci este ironizat din sunt multe motive. Da. Dar la grupa mare, la grupa mare am văzut multe excluderi. O fetiță era de foarte multe ori exclusă dintr-un grup de joacă, dar mereu, constant, era exclusă. Și la grupa mare am observat și plus ce am mai trăit eu pe pielea mea, când eram la fel mai mică, și mi-am dat seama că această lege sprijină atunci când există un bullying accentuat, pentru că sunt mai multe forme de bullying. Poate să fie ușor, moderat, accentuat, dar atunci când este accentuat, când victima chiar ajunge să-și facă rău ție însăși, pentru că apare frica, apare descurajarea, stima de sine scăzută, sau poate să fie chiar rănită,
Pentru că odată cu persoana care face rău, eu zic bully, odată cu ea apar și martorii. Și martorii pot fi activi sau pasivi. Iar martorii pasivi chiar ajung să încurajeze, prin faptul că sunt prezenți acolo, unii chiar râd, ajung să încurajeze comportamentul acestui agresor. Și atunci, în cazul acesta, când devine situația de bullying, devine accentuată, atunci s-ar putea aplica aceste norme. La grădiniță, fenomenul este destul de ușor, poate fi gestionat chiar de educatoare, împreună întotdeauna cu părinții, și ale victimei și al agresorului, ca fără, deci chiar am menționat și în carte că fenomenul de bullying nu se rezolvă doar printr-o persoană. Ai nevoie de o echipă și ai nevoie de ai nevoie în primul rând de părinții victime și părinții agresorului. Și la clasele primare, chiar gimnaziale și chiar la liceu, acolo s-ar putea aplica acest protocol care să sprijine, pentru că de fapt este un sprijin pentru profesori. Pentru că noi nu știm, în anumite situații nu știm ce să facem. Vedem un copil care rănește alt copil, când de fapt agresorul este victimă la rândul său. Ne este foarte greu să vedem un copil care dă cu pumnul un alt copil, acum dau un caz mai grav, și să-l vedem ca pe o victimă, când chiar și râde și se bucură de suferința altei persoane. Dar este victimă la rândul său. Poate chiar a fost lovit la rândul său sau este rănită, suferă și nu știe cum să... nu știe efectiv cum să-și gestioneze el însuși emoțiile. Simona, vreau să te întreb la final... Să ne spui Brățara Prieteniei, Educație fără bullying, unde găsim această carte, de unde poate fi comandată? Da, sigur. Cartea, pentru că sunt un autor self-published, adică eu singură am publicat cartea și eu singură am tras la machetare. Da, mulțumesc foarte mult. Din cauza pandemiei a fost greu să colaborez cu o editură, pentru că multe edituri au mari dificultăți, mai ales să mă adopte eu, debutantă, și până la urmă am publicat singură și din acest motiv cartea se găsește numai la mine. Aha. Și am o pagină de Facebook, activități distractive, în cutie educative, și pe acea pagină eu postez materiale pentru părinți, fac, scriu articole pentru părinți, uneori mă mai descarc și eu când simt nevoia. Uneori mai susțin câte un caz umanitar, acolo este colțul meu unde pot să fiu găsită. Minunat. Sau chiar pe pagina mea de Facebook, Simona Șuhani. Simona Șuhani, îți mulțumesc mult pentru intervenția, ta, să ai o zi minunată și așteptăm și alte cărți pe acest subiect. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație și mi-a părut bine. O zi bună! La revedere, Simona! La revedere!